Dragi bogdănășteni, sau ca să fiu mai concret, dragi bogdănășteni și filipeșteni, prin bunăvoința televiziunii locale exclusiv TV, beneficiez de posibilitatea de a vă adresa câteva cuvinte, ceea ce se numește mai pretențios așa mesajul sărbătorilor de iarnă, mesajul de anul nou. Sigur, există mai multe perspective, mai multe posibilități în ceea ce privește așa zisul mesaj. Eu mă bucur că am ocazia să vă fac niște urări. Am ocazia, în sfârșit, este pentru prima dată când pot să vă adresez câteva cuvinte din perspectiva administrației locale. M-am gândit să vă adresez aceste cuvinte, în primul rând, din perspectiva sărbătorilor sfârșitului de an, care înseamnă cele două mari sărbători cunoscute de noi, nașterea Domnului sau Crăciunul și Revelionul, trecerea în noul an 2017. O să-mi structurez intervenția pe două părți. În primul rând, aș dori să vă împărtășesc câteva din impresiile din perspectiva instituției primarului referitoare la anul care se apropie de sfârșit și, fără îndoială, gânduri pentru nou an. Apoi, evident, câteva gânduri despre speranțele, despre proiectele pentru anul nou. Este cunoscut că fiecare dintre noi, cu atât mai mult administrația locală are obișnuința și, fără îndoială, obligația de a-și face bilanțul și de a-și gândi proiectele, strategia pentru anul următor. Acum, pentru că am gândit această intervenție și din perspectiva semnificației sărbătorilor de sfârșit de an, prima mare sărbătoare pe care o așteptăm cu toții este sărbătoarea nașterii Mântuitorului, sărbătoarea Crăciunului. Se obișnuiește ca să întâmpinăm și să așteptăm această sărbătoare cu gândurile la darurile care se fac, la darurile pe care le aduce Moș Crăciun. Pentru cei care lucrăm în administrarea Comunei Bogdănești, acest lucru îl vedem la modul adecvat, dar la modul concret puțin diferit. Administrația locală nu poate face daruri. Nu putem cheltui bani publici ca să facem daruri pentru o persoană sau pentru mai multe persoane, pentru că ne interzice legea. Darurile noastre eventual pot fi comunicate, pot fi înștiințate ca niște realizări pentru toți locuitorii comunei, pentru că ele aparțin publicului, aparțin domeniului public. Câteva considerații, evident, personale, dacă vreți să le luați și din postura autorității administrative pe care o reprezint, cu atât mai bine. Nu rămâne decât să vă fiu recunoscător.
Fără îndoială că pentru administrația locală și nu numai, dumneavoastră ați trecut prin aceste momente, prin aceste evenimente. Anul 2016 a fost un an interesant, un an cu particularitățile inevitabile. Am trecut împreună prin manifestări extreme ale vremii, am trecut împreună prin alegerile locale și spre sfârșit prin alegerile parlamentare. Se spune că este odată la 4 ani și ar fi bine să rămână așa. În același timp am zis că este important să vă aduc la cunoștință ceea ce am făcut în acest interval de timp ca administrație locală, atât pe partea de funcționare a instituțiilor ce compun administrația locală, cât și pe partea de dezvoltare, poate cel mai mult așteptată de dumneavoastră. Evident că este un moment, spuneam, un moment cu bucurie, așteptat de mine, dar așteptat de mine și pentru dumneavoastră că pot să vă aduc la cunoștință câteva din realizările pe care le-am reușit împreună cu cei care formează administrația locală, Consiliul Local, colaboratorii din primărie și nu numai, colaboratorii de la alte instituții cu care am avut relații contractuale, relații stabilite de lege. Spuneam că am trecut și prin încercări datorită manifestărilor vremii pe care am încercat să le remediem ca atare. Am reușit să remediem consecințele inundațiilor locale de la începutul verii, care s-au impus la un moment dat. Am reușit să remediem în mare parte drumurile locale, am reușit să întreținem în bune condiții funcționarea instituțiilor de pe teritoriul comunității locale. Am executat reparații la dispensarul comunal pe care îl cunoașteți și cred că arată bine pe partea de administrație. Am avut reparații la instituțiile școlare, am avut reparații la Casa Comunei, am avut reparații la primărie. Deci toate acestea au însemnat eforturi bugetare susținute de partea de funcționare a bugetului Comunei Bogdănești. Am avut un an bun, chiar dacă el a presupus multe provocări, spuneam, am avut, cred că, cel mai bun an pe partea de dezvoltare a bugetului, pe partea de investiții. Este poate cel mai bun an pentru că, accesând bani guvernamentale, în primul rând, pe un program de la Ministerul Dezvoltării, și nu numai, am reușit finalizarea unui proiect de peste 4 km și jumătate de modernizare a drumurilor comunale, de asfaltare mai precis în finalitate. Nu întâmplător putem spune că pentru mine personal am lansat și în cadrul administrației locale, sloganul anului a fost să ieșim din noroaie, dar și din gunoaie. Cunoașteți că în momentul de față funcționează și un sistem de colectare a deșeurilor comunale, chiar dacă are destule imperfecțiuni, cantitatea de deșeuri necontrolate s-a diminuat. Profit de această ocazie, este și o rugăminte, mă rog, în temei legal, dar este o rugăminte personală,
să continuăm, în primul rând, să plătească fiecare taxa de salubritate, este pentru noi și mai ales pentru viitor, pentru copii în ultimă instanță. Spuneam că a fost un an de provocări. Apropo de manifestările vremii care la un moment dat ne-au pus răbdarea și finanțele la încercare, evident că vom lua parte benefică, pentru că aceste ploi poate la un moment dat în exces au refăcut rezerva freatică. Cunoașteți cu toții că am intrat în primăvară și chiar în vară cu un deficit care devenea provocator de neliniște. În final se spune că tot rău spre bine. A fost spre bine și pentru partea de dezvoltare, partea de investiții. Iarăși metaforic vorbim, cred că putem accepta aceste investiții ca fiind cadourile administrației locale pentru dumneavoastră, pentru locuitorii comunei și nu numai. Am realizat, în afară de modernizarea drumurilor, două rigole importante pentru prevenirea inundațiilor în satul Bogdănești. Am realizat pentru copiii școlii, am finalizat mai precis anveloparea termică a școlii. Am realizat în același timp proiecte de execuție care vor fi puse în practică. Deci putem considera că vor continua ceea ce ne-am propus, diminuarea sau ieșirea din noroaie și în același timp și eliminarea gunoaielor. Deci nu este o obsesie, este pur și simplu un deziderat pe care îl dorim cu toții. Important e să traducem în fapte așa ceva. Am deblocat, am reactualizat pe această componentă a pregătirii și a continuității proiectelor de dezvoltare. Am făcut demersuri pentru asociația, pe lângă asociația județeană care se ocupă de gestionarea problematice de apă și apă uzată. Chiar recent am fost acceptat în lista de investiții prioritare pentru apă și apă uzată. Sunt speranțe ca în scurt timp să revizuim împreună cu cei de la Asociația Județeană proiectul de apă și canalizare pe care îl avem încă din anul 2008 și el va trece pur și simplu la faza de execuție într-un an, doi. Nu este un demers ușor, nu este un demers ușor în timp, pentru că pe legislația actuală, pe sistemul de achiziții publice, la un moment dat pot fi contestate, dar este pentru prima dată când avem speranțe reale și vom trece pur și simplu la execuția acestui proiect. În mod concret, pe partea de continuare a modernizării drumurilor, avem în vedere și avem proiectele deja făcute, chiar și autorizate pentru o parte din ele, modernizarea, adică asfaltarea unui drum pe strada Rogoz-Munteni, satul Bogdănești, strada de centru de lângă poliție și strada Tălpou. Deci, cu alte cuvinte, acestea pot fi cadourile administrației locale pentru dumneavoastră. Am expus în același timp partea de proiecte, am prezentat ceea ce ne dorim împreună cu dumneavoastră pentru anul viitor, pentru anul 2017. În încheiere, câteva urări,
obișnuite câteva gânduri pentru Crăciunul care se apropie, pentru nașterea Mântuitorului, pentru anul 2017. Se pot face diferite urări, cele obișnuite, cele care ne vin în gând, cred că sunt cele mai importante și cele pe care le dorim cu adevărat. Personal, mai ales că trăiesc alături de dumneavoastră, ne întâlnim în situații oficiale și neoficiale, ne întâlnim de multe ori și la biserică și încă nu am pierdut realitatea și cred că simțim împreună sărbătoarea nașterii Domnului și noul an, în primul rând, este bine să ne aducă liniștea. Să ne aducă regăsirea de sine. Evident că cei mici așteaptă jucărie, trăiesc în lumea concretului, sunt absolviți de zbucium, de responsabilitate, de tumultul veței de fiecare zi și este normal să fie așa. Dumnezeu îi ocrotește pentru că au vârsta respectivă. Cred că noi, adulții, cei maturi, trecuți prin viață, asta ne dorim în primul rând, un pic de liniște. Cred că este foarte important să fim împreună în familie, împreună cu cei apropiați. Asta contează mai mult decât cantitatea de daruri, decât felurile de mâncare. Înseamnă adevărată bucurie, adevărată regăsire și fără îndoială vom avea ocazia să ne bucurăm și să ne facem planuri pentru anul 2017, pentru anul nou, așa cum ne facem și noi planuri ca administrație locală, așa cum am încercat să creionez câteva dintre proiecte anului viitor. Parafrazând, dacă vom avea un moment de pace, un moment de liniște, celelalte se vor adăuga nouă. La mulți ani, pentru locuitorii din Bogdănești și Filipești, la mulți ani pentru cei care sunt departe, la mulți ani pentru cei care au reușit să revină în familie, să-și petreacă sărbătorile împreună cu noi, la mulți ani pentru colaboratorii din primărie, la mulți ani pentru Consiliul Local și la mulți ani pentru televiziunea exclusiv TV care ne-a facilitat această întâlnire.